Păi, hai să nu exagerăm. Câte energie să aveți la 12 jumate noaptea? Nu? E cineva între voi care se droghează? Mamă, voi asta pare că faceți. Pare că vă... Niște băieți întorși cu spatele că stau plecați pe masă. Noi, cum ne-a prins bossul? Ce? Farfuria? Tu te droghezi, dar ieși de la țară un pic, adică... Ai fost să se facă un platoaj de ăla cu 3.000 și 2 linii de cox lângă ei. Bași și ceva la stomac, faci ceva pentru energie. Ești foarte tare, frate. Mulțumim frumos că ați venit sau ați rămas la acest spectacol. E într-o formă experimentală, că nu știi ce se întâmplă. Dar păreți oameni faini. Mie asta, îmi plac oamenii faini. Nu? Ești un fain? Ok. Nimeni nu zice că e om de căcat, nu? E cineva care are curaj să recunoască că, bă... Nu e un om foarte ok. Da? De asta v-a pus în spate, că nu meritați aici. Colega noastră are un scanner de oameni buni la intrare și va... După ce... Dumneavoastră stați... Așa este, doamnă. Ce, cum de-ați... Ați fost la show de la 10? Nu. De unde veniți? Ați venit special? V-ați cumpărat bilet pentru show ăsta? Pare o oră destul de... Destul de târzie. Vă văd că stați așa spre somn un pic. Nu știu dacă vă uitați. Doamne, Gherghe, încă nu m-a hotărât dacă te ascult sau mă odihnesc la... Sper că nu sfărăiți, doamnă. Că eu oameni care mai adon la show am avut, dar dacă și sfărăiți, ar fi chiar... Nu sfără, doamnă? Mamă, dar soțul e mai trist decât... Unde sunteți? Bună seara, ce faceți? Dar de ce e această... Această fâșie gazdă între dumneavoastră, dacă îmi permite. De ce nu stați? Am înțeles, old school. Și mai e un domn cu asta care are? Mamă, zici că e pisica aia din mașină, dacă vă ia faceți, faci. Încerc scuze, nu vreau să ne amuzăm pe baza accidentului. E o chestie care trece, da? Asta e important, putem să ne batem pula dacă trece, e foarte... La primele lecții de stand-up la care am fost, nu faci mișto de oameni care nu se mai vindecă. Dacă vă trece, avem voie. Cum ați căpătat această... Un nerv. Un nerv? Ce s-a făcut? Ce a făcut nervul ăla? Eu sunt foarte prost, nu știu. Avem oameni cu cunoștințe medicale? Hai să vedem, cine? Ceva, un asistent, un... Voi de acolo? Faptul că știți unde se trage drogurile pe nas, nu sunt cunoștințe medicale. Dacă îmi permiți, în caz de am nevoie de prim ajutor, o să fie băieții... Putem să-i facem respirație nară la nară? Dacă are droguri în el, le scoatem. Nu, chiar, cum se poate întâmpla așa ceva de la un nerv? Ce a pățit nervul ăla? Vă durea în cot? Și-au zis că mă operează, că era un nerv... Am înțeles. Adică se întâmplă... Nu v-ați lovit? N-ați căzut cu motorul? Ok, de? Mamă, dar greu scot ceva de la tine, frate. Îți curios ce ai scris pe bilețelul ăla. Puncte, puncte. Mă mai întreb mai târziu. Cum s-a întâmplat? V-ați lovit de? Nu, am căzut într-un cămin. Ați căzut într-un cămin? Tu ai de când te-a adus barza? De când... Ți-a dat drumul, a fost, te descurci de aici, coaie. Și de când era mic, poartă acest... Într-un cămin fiind unde se țin ce? Conducte de apă sau? Exact, exact. Nu-s chiar așa de prost cum... Așa și... Dar ce făceați acolo? Sunteți... Păi nu, am căzut printr-un capac. Oameni buni, nu se întâmplă des acest lucru. Avem la spectacol omul invizibil din România. Ai căzut și printr-un capac? Dumnezeu chiar te urăște, adică dacă... Că nu știu dacă știți, scopul capacului e să nu cazi în cămin. Dar cumva acest magician, acest David Blaine de România, s-a pus deasupra, ia uitați-vă, nerv. Un rând de aplauze spre vindecarea acestei mânuțe. Să vă dea Dumnezeu sănătate și ne mai mirăm de ce pun primarii în România câte două rânduri de borduri, două rânduri de capace la canal, să nu ne mai cadă magicienii, să-și rupă mâinile. Acum, oricât aș vrea și oricât de interesant ar fi acest colț, nu pot să nu mă întorc la o cerință pe care am avut-o la începutul spectacolului. Cineva ne-a cerut de aici 200 de mii, ai zis, nu? Dar n-ai specificat.
20.000. 20.000, n-ai specificat moneda, ce? 20.000 de orice? Bitcoin s-a aruncat. Sau de pumni? Am înțeles, doamnă, calmați-vă. Că Dumnezeu ați văzut, nu bate cu parul, bate cu canalul, dacă... O să, așa o să faceți cu pumnuții din canal. Ajutor, ajutor! Calm. Eu sunt curios pentru ce ai nevoie, că poate e o cauză nobilă sau o investiție care să ne aducă și nouă profit, nu? Și poate contribuim cu toții și ce vrei să faci cu acești 20 de ani? Am înțeles. Ești cu băieții de acolo, doar te-ai mutat la... Ce vrei să faci cu ăștia 20 de mii? Ce vrea? Ca să sunteți soția domnului? E soția lui în spate tăcută și prietena soției. Așa de tare se plânge, te duce la orice eveniment, poate adună niște bani să facă o cază. Așa îți dai seama că trebuie să faci ceva cu viața ta, frate. Cum te numești? Florin. Florin, bravo Florin, pe frate îl cheamă așa, un nume foarte frumos. Ce faci? Cu ce te ocupi în viața de zi cu zi? De dracu n-ai reușit să strângi 20 de mii. Ce faci? Ce meserie ai? 80 mașini. Păi ultima dată mi-au cerut 700 pe un căcat de aripă. Și el... Cât? 100 de euro piesă. Piesă. Aproape un gram de al tău pe o piesă la mașină de vopsit. Nu ți se pare ciudat cum e viața asta? Cum o piesă, o aripă de mașină costă cât un căcat de punguliță de aia mică de... Ia încearcă cu piese de mașină data viitoare. Când ți-a dat un spray de la pena, știi cum? 200. Păi și nu e o meserie bănoasă? Nu? Cine are mașini și nu și-au vopsit piese din cauza că sunt prea scumpe? Hai să... Cine umblă cu mașina zgâriat? Asta zic. Păi uite, fă-ne seara asta un program de reducere. Și mâine suntem... E coadă la tine cu aia. Mâine suntem... Nu mâine, că mâine suntem drogați, băuți fiecare ce-a băgat. Să fie coadă de poliție. Cât costă în mod normal o piesă la tine să vopsești? 700. Ce, mă, negociezi? Cum e ca... E ca în piață, vă mai tai din aripă, o las așa? 700. Ok, și cu 20 de mii vrei să-ți iei casă sau să dai avans la rate pe viață? Să mai tăi. Ok, hai că încercăm, da? Îți dăm aplauze între timp. Și uite... Și Leo o să vină și o să aducă o băutură făcută cu cel mai șmecher gin românesc care a câștigat aurul în Anglia. Nu e aproape la fel de bine ca 20 de mii? Ai văzut? Eu sunt un fel de peștișor de aur, dar foarte prost. Vă îndeplinesc low budget, doamne, exact. Uite, ce dorință aveți? Să vedeți cum o transform în ceva de căcat. Ia spuneți. Ce vă doriți? Un stripper. E foarte ușor de realizat să o transformă ceva de căcat. Da, uite, nu vreți un stripper care își dă gipsul jos? El se dezbracă, te-și așteptați două luni până să vindecă. E cel mai scump stripper, trebuie să investiți în el, îl luați acasă, îi scrieți pe gips. Foarte frumos. Ați completat bilețelele? O să vină un coleg sau o colegă, nu știu cine e disponibil. Apropo, chiar o să vă rog să dați o notă de aplauze pentru colegii mei. E al treilea spectacol în această seară. Vă jur, mă mir cum de nu scuipăm băuturi. Nu, nu, nouă mă refer, nouă, nu vouă. Pare că ți-ai fi dorit un pic așa. Ați simțit un pic de poftă în glas? Nu, sper că ne scuipă. Fiecare cu fetișurile lui. Că tot am ajuns la chestia asta. Aveți vreun fetiș de care nu vă e rușine să recunoașteți, că sunt curios? Sau nu? Eu prost, am întrebat greșit. Aveți vreun prieten cu un fetiș de care ați aflat așa și puteți să spuneți fără să-i dați numele? Ce se mai practică așa prin România? Ce mai știi? Uite, voi sunteți mai tineri, nu? Tu ce ești? Ăsta e fetișul tău? Să fii băiat cu minte, unde te pune acolo, stai, așa e? Cum dracu te promovezi ca fiind cu minte? Câți ani ori ai? 24 de ani. Și ești cu minte la 24 de ani. A, tu o să fii ca domnul, când ajunge pe la 45, atunci începe să caute, caute găuri unde să-și rupă mâna în canalizări. Ești bursier? Ești la facultate? Ai terminat facultatea? Și acum ce faci? Muncești? Ce muncești? Repar motociclete, mamă, numai mecanici, numai tinichigii avem în față, numai meseriași. Și te mergi cu motorul sau nu? Ești tu cu minte, doar le repari.
Am înțeles. Nu, o să ce scuze, nu-i... Ai văzut? Știi cum simți că n-ai o viață interesantă? Când oamenii tac, să-și trăiești dracul ăla cu mâna în ghips, că era mai... Prietenul tău, tu ești mai puțin cuminte? Ești mai... La fel de cuminte? Tu ce faci? Repar vapoare. Tu cu ce te ocupi? Vinzi țigări? Mamă, ești mult prea blond pentru activitatea asta. Dar le vinzi așa pe... Nu. Ia strigă un pic. Țigări! Cum era acum să scoatem lovocerea? Țigări, băiatul, aveți țigări? Cum vin țigări? Ce business? Toată lumea, toate chioșcurile vând țigări. Ce ai găsit tu? Ce nișă neexploatată? Vând țigări? Cu factură. Du-te dracu, România, cu factură. Vezi că ești prea cuminte pentru țara asta, nu fi nesimțit. A venit ăsta, europeanul ăsta, să-mi zice nouă cultura, cu factură, o factură cu aia la vopsitorie. S-a uitat el, ce vreau eu prost la cap factură? A, dar tine de asta diferă prețul. 400, 300, 500. Ce vă dau? Un bon, dar vi-l dau de la metro, am de la niște cumpărături, dacă vreți să-l folosiți. Mamă, câte bilețele ați scris aici. Imediat mergem și la ele, dar vreau să mai aflu ceva despre dumneavoastră. Dumneavoastră ați rămas de la spectacol, așa e? Parcă v-am văzut și la show. Tot aici a stat? Nu, mai e spate. A, scuze, și eu mă uit de ampulea, nu e doar vina voastră aici, scuze. E cumva de la noi. Asta a stat fix aici? Și cum te-ați prins același loc? Special, că se obișnuisesc ca unul cu forma curului și a zis că... Câți n-am avut seri în care iar trebuie să te așez până... Acum, dacă îmi permiteți, anul ăsta mi-am propus să fiu un pic mai sincer cu mine, ceea ce uneori e dureros, dar... Eu la show v-am văzut și tot așa, parcă nu prea... Nu prea vă... V-ați simțit ok la spectacol? Asta e fața de... Sunteți super entuziasmat? Mă băieți, vă puteți rupe de la nas o... Un căcat mic așa cât să... Eu nu, am auzit, n-am luat niciodată, dar ia... Ia uitați-vă la ei cum sunt, ia uitați-vă. Ăla bea bere fără alcool și zici că e rup de beat, ia uitați-vă la ea. Nu știu ce dracu le pun în prafurile alea de... Ceva bun fac ele de... Uitați-vă ce bucuroși sunt acolo în spate. Sunteți bine? Sunteți ok? V-a plăcut show-ul de la 10? Și ăsta cât de cât? Așa? Sunteți numai la sfârșit? La sfârșit? V-a spus doamnă că vă iubește sau pe patul de moarte? Să vedem la sfârșit când voi muri dacă a fost... Dumneavoastră v-a plăcut? Mamă, da, sunteți foarte pe exprimarea emoțiilor. Tot am întrebat de meserii, poți să vă dăși dumneavoastră cu ce vă ocupați? Gata, a hotărât cineva din sală. Noi mai adăugăm reguli pe parcurs. Dacă cineva a zis nu vă mai întreb. Cine s-a opus aceste întrebări? Hai, cu ce vă ocupați? Că eu sunt foarte curios. Vă știți? Sunteți cu... Dânsii? Da? Acolo sunteți. Ce faceți? Vreți să ghicim ce credeți că face domnul? Haideți să facem jocul ăsta. Ce este? Sunteți polițist? Ia uite cum aruncă tot un veceu. A zis, n-am nimic la mine. Nu în mine. Sunteți polițist? Cum ar fi să fie tot spectacol? Sau e stripă? Bine, acum toată întrebarea este, dar dumneavoastră ce faceți? Că pare că... Cu ce vă ocupați dumneavoastră? Vă înțeapă prietenul dumneavoastră? E... Multe femei și-ar dori să le mai înțepe din când în când. Femei care se plâng, nu mă mai înțeapă prietenul meu. Și doamna se plânge, cum înțeapă prietenul? Sunt șofer, Petir, e ok? Sunteți șofer. Bine! Și pentru a... Mamă, pare că orice spuneți o să aplaud. Mai ziceți ceva. A încălcat niște copii! Incredibil, vă jur. A trebuit să vă apucați de ceva artistică. Efectiv, i-ați luat și i-ați controlat așa, ca și cu marionete. Eu mă chinui de un sfert de oră, a fost doamna. Să-i șofer! Gata, s-a...
Ați cam exagerat un pic, la. Ați fost totul ca totul până la substanțe, acolo vrem. Sunteți șoferiță? De camion militar? Da, Iveco, da. Vă auziți de jos, nu trebuie să vă... Dar ce înseamnă un om în sistem a fost... Ordonați, domnul Gherghe. Șofer pe camion în... Ce? În armată? În ce structură a statului? Da, 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 în armată. Ok, și ce cărați cu alea? Tunuri! Tunuri? Dar ce ați fost, balerină înainte să fiți șofer pe... Așa, asta se caută în armată, nu? Nu aveți acum încredere că avem o armată, bă, care inspiră teamă? Ce aveți? V-am adus tunurile. Ce mai aveți? Avem și grenade. Ați zice frumos, ați primit, ați primit un pahar de... Ce își dorește orice șofer, un pahar de alcool? A fost secrestat de priet? Dumneavoastră, ați venit cu camionul? Îți jur că aș plăti oricât să mă duceți cu camionul până acasă în Berceni. Nu? Dar nu-i de persoane, e de la de cărați tunuri. Tunuri, țepe, ce se mai întâmplă în România? Ok, și dumneavoastră sunteți, e prieten cu dumneavoastră? Nu. Eu prost, scuze, mi s-a părut că vorbeați despre el și... Dumneavoastră sunteți polițist, ați spus? Nu? V-ar fi plăcut să fiți? Ce vă bucură, domnul meu? Ce... Vă jur, eu urăsc oamenii care se distrează, ăștia drogații, bețivă. Pe mine oamenii care suferă, ăia îmi provoacă un pic acolo. Ce... Eu nu vreau să plecați supărați. Spuneți-mi ce vă place? Pescuitul, masajul, că ceva... Care-i hobby-ul dumneavoastră? Ce hobby are doamna? Să răspundă, mamă, dar ce familie protocolară să nu... Ați fost ca domnul Iohannis, ați fost eu, nu? Vorbiți cu departamentul de PR, dacă vreți eu, nu? Ce credeți că face domnul ăsta? A zis polițist, nu? Dacă ghicim, recunoașteți? Nu. Nu. Ce este? La SRI. Aveți grijă că sunteți foarte aproape șomeri, șoferii acolo la o... Nu vorbiți pe altcineva de rău. La? La câteva puncte distanță. A, dumneavoastră care mi-ați dorit ceva de rău mai devreme, nu mai știu ce. Ok, haideți că sărim acolo la... Ce faceți? Cum vorbiți? Elena. Elena, pare bine. O râd de aplauze pentru Elena, că e... Nici nu știu că suntem la alcoolici și drogați anonime aici. E. Avem pe Elena, să o aplaudăm. Tu ce faci, Elena? Lasă, nu mai fi șmecher. Zic cu ce te ocupi. Ce lucrezi? Tu lucrezi? În Anglia. Da. Nu mai vrem, nu mai contează ce lucrezi, gata. Pula, nici nu înțelegi. Noi suntem proști, înțelegem noi ce joburi. Ce faci în Anglia? Ești în vacanță acum? Studiezi. Studiezi, ok. Și o să faci ce? O facultate de? Nici tu nu știi ce o să faci, așa e? Noi, genul de facultate de ea, ea-ți face semne. Mai avem postul de șofer în armată! N-ai permis? Am înțeles. Și e fain la facultate în Anglia? Da, e. Ce aveți acolo și nu crezi că n-avem noi aici? Cercetători. Mă rog. El a strigat cercetători africani. Împreună. Cercetători africani. Sunt la un început bun de banc. Ce a fost, doamnă? Oricum, mi se pare atât de drăguț cum spuneți ceva și imediat râdeți de vă doare în cur de ce cred restul. Se vede că aveți o atitudine mai relaxată că locuiți în altă țară, că noi românii suntem mai cum e domnul nepolițist. Așa, să mă vadă lumea că mă bucur de viață. Aveți doamna din Anglia, zice ceva, cea mai bună glumă mea e. Zice așa, coleg, mamă, dar urât m-ai scris pe băiatul. Ce, aia ta? Poți să citești tu, te rog, că nu... Eu nu prea... Așa? I-ați deschide gura și el a zis, dar nu trebuia să deschizi tu? S-a panicat săracul, a zis, aoleu, ideea cu pulă...
Deschide gura. Ba, da, bravo. Aplaudați. Bă. Bă. Yeah. Uite ce puțin a scris aici. Vedeți că se poate. Ia uitați, a scris așa. Îmi doresc să-mi găsesc un partener, dar nu știu unde să-l găsesc. Slash caut. Asta e varianta reeditată la să vină toate femeile la mine? Sau? Bă, dragostea mi se pare că e o cauză pentru care ar trebui să luptăm, corect? Doamna? Bă, ok. Are cine? Hai să-l ajutăm. Ce anume cautați? E bărbat, femeie? Ce cauți? Bărbat, femeie? Nu contează. Unde ești? O mână sus, că mergi și ceva de băut și te rezolvăm și cu partea. Femeie, femeie, bărbat, bărbat? Ce e asta, doamna? A, poate e femeie. Asta întrebam, să știm de la ce pornim. Nu mergem ca proști cu femeie la bărbat și el vrea... Ok. E cineva asumat care știe ce vrea și... Bravo. Un rând de aplauze, nu știu ce e acolo. O doamnă, domnișoară. Ok. Perfect. Ok, să începem. Vă doriți bărbat sau femeie? Bărbat. Vârsta? Între? Da, uite, n-a știut un să-l căutați. Uitați aici ce... Aveți tot ce vă doriți. Aveți și oameni mai triști, dar domnul cu soția n-aveți voie să... Dacă vă doriți ceva mai low maintenance, știți cum își iau oamenii câini de apartament ca să nu facă scandal în casă? Domnul, cu minte, lasă un puțin păr, lăsați puțin păr, așa e? Lasă puțin, nu latră? Dacă? Dacă aveți 20.000, doamnă... Ce-ți, doamnă, 20.000 în ziua de azi? Pentru un suflet pereche, nu pentru un tinichigiu vai pula lui. Adică să vă... Și începem să găsim și stripper încet, încet. Credeți că v-ați potrivi cu un domn care repară mașini? Dumneavoastră ce faceți?